Doamnelor și domnilor, acest personaj, Salvador Caragea, care este șeful poliției Gorj, este foarte pitoresc, să zic așa. Vesel, am spune, dar pitoresc, totuși, da? Este subiectul unor plângeri, peste plângeri, și la parchet, dar iată și în Parlamentul României. Oameni care se plâng că ar face presiuni pentru șpagă. Oameni care se plâng că seamănă teroare în județ ca să anihileze, să prăbușească afacerile unor gorjeni, da? În interesul altor gorjeni, evident. Polițiști, deci oameni din sistem, subalternii săi, care se plâng, iată, în Parlament, la Comisia de Apărare din Senat, comisie care se vede a fost nevoită să asculte de la polițiști cam cum muncește domnul Salvador Caragea, Viorel Salvador Caragea, comisar șef la Poliția Gorj. Și am să vă spun, domnilor și domnilor, câteva lucruri interesante pe care le spicuiesc dintr-un comunicat al celor de la interne, pe care l-au trimis celor de la Comisia de Apărare din Senatul României. Dar, decât să le spun eu, adică mai bine să le spună Ioșca, zic. Ioșca este în Parlament, a urmărit subiectul, știe din stenogramele discuțiilor care s-au purtat în spatele ușilor închise între polițiștii care au venit să-l reclame pe Caragea la Parlament și membrii Comisiei de Apărare. Te ascultăm, Ioșca. Bună seara! Bună seara! Trebuie spus întreaga poză, să spun așa. Polițiștii au fost marți la Comisia de Apărare. În prealabil i-au trimis niște plângeri pe care au fost înaintate la toate autoritățile posibile. Unii sunt în funcție, alții au plecat din poliție. În frunte cu comisarul Ion Frățilescu, ajuntul șefului IPJ Gorj. Au venit la comisie și au relatat cu lux de amănunte, în plus față de ceea ce au scris în acele plângeri, abuzurile pe care le face șeful de inspectorat județean. Mai mult, senatorii au reținut din ceea ce spuneau polițiștii, și aici domnul Frățilescu, care e ajuntul lui domnului Caragea, spunea cu subiect și predicat următorul lucru. Când am venit cu el de la București, mi-a relatat că trebuie să cotizăm ca să ne menținem în funcție. I-am spus că eu nu am acești bani pentru că am câștigat funcția prin concurs. Asta în ce privește faptul că s-ar da bani pentru promovări și pentru menținerea în funcție, atât în cadrul inspectoratului județean, cât și prin faptul că în dese rânduri domnul Caragea ar fi relatat că are spate la București pentru că trebuie cotizat lunar acolo la chestorii din poliție. Pe de altă parte însă acești bani se făceau într-un mod cât se poate de interlop, aș putea spune, de mafioți. Toți polițiștii care au fost aici relatau așa: poliția economică face dosare economice, face dosare penale, dar acestea erau dosite. Iar la o săptămână, cel puțin, patronii cercetați erau chemați să cotizeze. Cam aceasta era metoda sau metodele folosite în Inspectoratul Județean de Poliție Gorj. Am în mână și un raport al Ministrului de Interne, pentru că acolo, atât în timpul domnului Igaș, al domnului Berca și al domnului Stroie, au fost corpuri de control, au făcut tot felul de controle. Ultimul este cel din timpul domnului Stroie, l-am în mână, este cu caracter nesecret, deci putem să spicuim din el. Polițiștii descriu faptul cum fac controle abuzive și domnul Caragea se folosea de toate elementele poliției, rutieră, inspecție economică și ordine publică, pentru a descuraja patronii, pentru a-i face să cotizeze. Și cu toate acestea, după toată această... aceste rânduri scrise în acest raport, destul de interesant și de zgomotos, aș putea spune, cei de la poliție concluzionează faptul că dacă procurorii n-au găsit nimic, nici ei n-au găsit nimic, dar pentru deranjul provocat în inspectorat, inspectorul este sancționat cu 2 luni minus 10% din salariu. 17. Dar săptămâna viitoare e chemat. Da. Spune tu că săptămâna viitoare ce se va întâmpla și apoi o să vă număr, că le-am numărat și eu săptămâna acum. Săptămâna viitoare e chemat. Zi, te rog, te ascult. E chemat la Comisia de Apărare din Senat, însuși ministrul Radu Stroie, pentru a da explicații și a spune ce e de făcut acolo, pentru că, potrivit lui Traian Igaș, fost ministru de interne, acesta susține în cadrul comisiei că astfel de lucruri se petrec nu doar la Gorj, ci în mai multe inspectorate. Perfect. Pe Salvador Caragea, pe domnul comisar, nu-l cheamă nimeni la comisia asta să-l întrebe despre situație?
Ioșca. Nu știu dacă l-au chemat sau nu aici, aici nu știu. Păi, poate le dăm o idee, poate îl cheamă și pe el. Dacă a refuzat să vină. Poate îl cheamă și pe el. Rămâi cu noi, Ioșca. Ar fi singurul care n-a fost, a fost șeful poliției, au fost cei care incriminează, acum vine ministrul de interne. Salvador salvat. Nu știu. Salvador e salvat. Rămâi cu noi, Ioșca. Doamnelor și domnilor, pe tot parcursul acestei emisiuni, o spunem așa, răspicat ca să se înțeleagă, încercăm să luăm legătura și cu domnul Salvador Caragea, comisarul șef de la Poliția Gorj. Da? Sunt acuzații foarte grave împotriva dânsului, foarte, foarte grave. Vrem să știm care este punctul de vedere al domniei sale. Deci încercăm să luăm legătura cu dânsul. Am numărat, căci au făcut corpul de control, știți, a mers acolo, că oamenii n-au ce să facă altceva în țara asta, știți, nu se alege după infractori, trebuie să alege după șmecherii din poliție. Ce se întâmplă, totuși, că sunt multe, 17 dosare, plângeri la parchet, 17 plângeri la parchet, 17 nupuri date de procurori. Deci nu există urmărire penală pe numele lui Salvador Caragea. Niște măsuri disciplinare, 10%, că vorbește cam tare sau ceva, nu-mi dau seama. Iată reacția domnului Dobrițoiu, fost ministru în Guvernul României, acum parlamentar în Comisia de Apărare. Nimeni din cadrul Comisiei nu poate aprecia veridicitatea acelor acuzații. În urma audierilor au rezultat indicii foarte serioase referitoare la comiterea unor fapte cu conotații penale. Ori, în ceea ce privește comisia, noi nu putem decât să luăm act și să, la rândul nostru să ne adresăm, ori să facem o comisie de anchetă, dar acesta ar lungi boala și s-ar solda cu aceeași concluzie, ori să ne adresăm direct organelor statului abilitate să, mă rog, să se pronunțe în urma unei anchete judiciare. Este incredibil totuși ce se întâmplă. Ascultați-mă cu atenție. A mers corpul de control la Gorj, da? Priviți povestea asta, dacă se poate, într-un tablou. Un comisar de la Alba este în arest pentru că are o relație bună cu subalternii și pentru că și-a făcut meseria. Din procuror citez acum. Domnul Caragea face așa, cel puțin așa scrie în documentul ăsta pe care domnul Stroie, ministru de interne, l-a trimis domnului Dobrițoiu de la Parlament, da? Zice, pe timpul verificărilor, da, s-a constatat că atât în rândul polițiștilor de la IPJ Gorj, cât și în mediul de afaceri din județ, există o stare generală de teamă și respectiv de nemulțumire față de modul în care comisarul șef Salvador Caragea își exercită prerogativele funcției de șef al inspectoratului. Pentru protejarea intereselor personale, șeful inspectoratului șicanează anumiți oameni de afaceri prin intermediul structurilor specializate ale poliției, investigare fraude rutier, aflate sub ordinea sa. Aceste structuri, atenție, efectuează controle la societăți comerciale neagreate, în temeiul unor planuri de acțiune întocmite în baza unor date și informații inexistente, aprobate și coordonate de comisarul șef Caragea, controlele finalizându-se aproape invariabil cu întocmirea unor dosare penale pe numele persoanelor vizate. Cercetarea penală în astfel de dosare se întinde pe perioade mari de timp, finalizându-se cu propuneri de neînceperea urmăririi penale sau scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului, interval de timp în care afacerea persoanei respective poate înregistra pierderi iremediabile. Și vă mai spun ceva foarte interesant. Climatul organizațional existent în rândul polițiștilor inspectoratului este grav afectat de stilul abuziv și discreționar al șefului IPJ Gorj, care nu pierde niciodată ocazia să umilească și să jignească în public pe cei care au păreri altele decât ale sale sau chiar fără niciun fel de motiv. Și atenție, e un ordin al ministrului prin care un șef de IPJ poate să amendeze polițiștii pentru diverse lucruri. Priviți ce face omul ăsta, pentru că cei de la corpul de control au zis că este o exagerare, este exagerat felul în care el a aplicat tot. Ia mătrășit pe toți de jur împrejurul lui. 97 de sancțiuni disciplinare, dintre care mustrări scrise, amânarea înaintării în grad, 8, trecerea într-o funcție de inferioară, 9, 676 de cazuri de atenționări, 366 în 2012, 310 în primul semestru al anului 2013. Zice așa, 10 ofițeri și agenți de poliție din inspectorat
au plecat la cerere în alte unități ale poliției române. Este portretul, pe scurt, al personajului Viorel Salvador Caragea, șeful poliției Gorj, întocmit de însuși corpul de control al ministrului de interne. Este un document oficial din care am citat. Evident, domnul Salvador Caragea este așteptat să-și prezinte un punct de vedere la ordinea zilei. Zice că nu vrea. Zice că nu vrea deocamdată, că dacă va fi chemat de comisia parlamentară, se va prezenta la București. Dacă va fi chemat, poate nu-l cheamă nimeni, dar poate îl cheamă. Dar la noi nu vrea să vorbească. Radu, să vedem puțin. A zis că nu vrea să-și vorbească de rău colegii. Te rog. Domnul Caragea este un personaj atât de controversat încât într-o țară normală, liniștită, cum să spun, decentă, ar fi fost schimbat din funcție de mult. Fără să existe, cum să spun, o acuzație legată de vreo infracțiune, de vreun abuz în serviciu, atât de multe plângeri împotriva unui manager demonstrează că ceva nu merge acolo. Și scandalul de la IPJ Gorj durează, Dana, de mai bine de 2 ani de zile. Cred că sunt câte luni de când am vorbit noi de Salvador Caragea? Sunt 4 sau 5 luni de zile, cam așa. Am avut o ediție aproape jumătate dedicată acestui personaj. Și iată că și corpul de control al ministrului de interne s-a lămurit în legătură cu tensiunile de acolo. Ia-l frate de la Gorj, mută-l la Vâlcea o lună, două, trei, cinci, un an de zile, până se lămurește dacă într-adevăr este sau nu este o problemă cu el din punct de vedere al aspectelor infracționale. I-au dat 10% tăiere salarială pe o perioadă de 2 luni. Perfect. Problema este alta, Dana. Și trebuie să o spunem cât se poate de tranșant. Acest personaj, Salvador Caragea, șef al poliției Gorj, vehiculează ideea că este protejat personal de Victor Ponta. Eu personal am mari îndoieli că lucrul ăsta se întâmplă. Dar trebuie să-i atragă atenția primului ministru că un șef de poliție județeană vorbește în numele primului ministru, spune peste tot că este protejat de el și că intermediarul în relația cu Victor Ponta, acestui individ, este primarul de Târgu Jiu, domnul Cârciumaru. Un primar, cum să spun, votat de foarte multă lume acolo. Are un procent ceva, 80-90%. În momentul în care un polițist, controversat în funcție, începe să vehiculeze numele primului ministru pentru a rămâne în funcție și o virtuală relație cu acesta, mie personajul ăla îmi miroase urât. Și a spune că normal ar fi, îmbrăcând haina de polițist, să fie dat la o parte, să se răcorească un pic, să se liniștească, să nu mai invoce numele primului ministru și al primarului Cârciumaru, care într-adevăr este într-o relație specială cu Victor Ponta, și după aceea să înțeleagă statutul polițistului, probabil nu-l știe, să-și găsească o altă cale profesională în Ministerul de Interne. Da, asta e vorba. Zice corpul și asta de control... este miza pentru care, până acum, acest domn nu a fost schimbat din funcție. Deci încă Ministerul de Interne analizează oportunitatea conducerii IGPR de către domnul Viorel Caragea, Salvador. Da? Adică să vadă, mai stau puțin, i-au dat 10% din salariu, i-au luat de fapt 2 luni, timp în care speră ei să se potolească domnul Caragea, că înțelegem că trebuie să se potolească, să știe, adică e cu... Ai auzit eu și așa a spus domnul Caragea pentru la ordinea zilei, a zis că nu vrea să comenteze de rău ce spun colegii săi despre el, da? Și că dacă îl cheamă la comisie o să vină, dacă nu îl cheamă, de ce să vină până la București degeaba? O idee, domnule Dobrițoiu, și celorlalți din comisie, să-l cheme la comisie să se lămurească, să asculte și cealaltă parte. Dar până una alta avem raportul ăsta care e de foarte clar. Atunci când spune acolo că se fac controle abuzive la firme neagreate, mă întreb și eu de ce le face. Da. Domnule Ciuvică, mi se pare foarte simpatic Radu Tudor. Vă dați seama că doar nu lucrăm, dacă nu ne-am plăcea unul pe altul, nu am lucrat împreună. Deci azi a fost total simpatic. A zis, îi spun domnului prim-ministru al României că domnul Caragea se folosește de numele domniei sale și de băi, eu cu Ponta, deci nu. Deci da pe domnul prim-ministru al României. Întreb și eu ca cetățeanul, știți, ca un cetățean de rând. Nu îl informează serviciile că un șef de poliție din județul Gorj spune Ponta de 3 ori pe zi sau, mă rog, mai des decât respiră?
ca să-și asigure spatele în fața subalternilor săi și în fața celor care probabil l-ar lua la întrebări într-un mod mai violent? Tu știi câte informări fac serviciile către cabinetul primului ministru zilnic? Nu, eu nu vreau să știu asta. Eu vreau să știu de ce de ce tolerează primul ministru ca un șef de poliție să se folosească de numele său? Probabil n-a aflat până acum. N-a aflat. O afla acum de la Antena 3. Adică un prim-ministru bănuiesc că la cât de multă treabă are pe cap, nu știu dacă stă să citească 20 de informări care vin pe zi de la serviciile de informații. Cam 20 vin pe zi. Da. Astea se citesc de către consilier și lucrurile esențiale merg la primul ministru. Dar dacă n-a aflat până acum și e foarte posibil la câte are pe cap, țin eu să-i spun lucrul acesta că cineva îi folosește numele. Și să se, mă rog, să se ferească să ia măsuri de persoane de genul acesta. Cu tot respectul, dincolo de orice fel de informare, ca să zic așa, a serviciilor, tu spui că premierul României nu citește, dar are timp să citească informările de la serviciu. Păi îmi pare foarte rău, trebuie să-și facă timp sau dacă nu are timp domnia sa, trebuie să pună pe unii să se uite în acele note de la SRI, că poate într-una dintre ele scrie ceva mai grav decât că la Gorj. Dacă e un ceva domn foarte grav, îl informează consilierii. A, deci asta nu este ceva foarte grav că un șef de poliție se folosește de numele premierului ca să-și asigure spatele și ca să dea mare în fața celorlalți. Depinde în ce context a folosit-o. Dacă a folosit-o ca să, cum să zic, bea un șpriț pe gratis. Ei, nu, acum preiau ce ai zis tu. Eu te cred pe tine pentru că ești Radu, da? Deci eu te cred ce ai, cred ce ai spus tu. Dacă omul ăsta se folosește numele premierului și dacă se folosește, atunci premierul trebuie să-l schimbe și automat. Și de al primarului Cârciumaru. Care și de al primarului Cârciumaru. Foarte important și influent acolo. La domnule Ciuvică, dacă... Tu vreți să citiți dumneavoastră informările care vin la domnul Ponta, să-i faceți un conspect domnului Ponta, că poate domnul Caragea și alții ca dânsul în țara asta nu mai fac mizerile astea? Nu. Nu. Nu, că ar fi mult, o pedeapsă mult prea mare și total nemeritată pentru mine. Da, ți de încredere pentru noi, adică dacă dumneavoastră să mă pună cineva să citesc toate bălăriile pe care le scriu ăștia de la serviciile secrete prin rapoartele lor, știți? Domnul Ciurica, nu-s bălării. Pentru că sunt multe prostii, multe păi nu, chestii manipulatoare, așa. Domnul Ciuvică, și așa că n-am eu de ce să citesc, să citească ăia care au un fișa postului. Dacă nu spuneți deci că SRI-ul face note manipulatoare și că sunt multe bălării, întrebarea prostii, este de ce finanțează Guvernul României extra asta serviciile? Asta este o întrebare pe care mi-o pun și eu și nu am găsit încă răspunsul, dar este un lucru foarte supărător pentru mine. Enervant spre revoltător. Deci n-ați vrea să citiți notele astea că sunt bălării și sunt manipulatoare. Dar se pare în regulă ce se întâmplă la Gorj? Nu mi se pare deloc în regulă faptul că cetățeanul ăsta polițist invocă sprijinul lui Ponta, care poate să și existe acel sprijin, ar putea să fie o explicație pentru faptul că nu e schimbat de acolo, pentru că prima ideea asta, de ce dracu nu-l schimbă? Păi asta e, eu cred că dacă ziceți că 2 ani de zile din motive... Păi, dom'le, corpul de control... De neiertat, eu nu am văzut emisiunea dumneavoastră de acum 6-7 luni de zile și astăzi e prima dată când am aflat că există, trăiește un polițist cu numele ăsta ușor caragios. Nu știam de el, zic. Acum am aflat și primul lucru la care m-am gândit văzând tot tamtamul ăsta este de ce nu-l schimbă, mai ales că e și pe cine îl întrebați? Pe Stroie sau pe Ponta? Eu îl întreb pe Stroie, că Stroie e direct legat de chestia asta. Foarte și Stroie își asumă faptul că există un șef de poliție absolut penibil. Nu știu dacă e penal sau nu, că nu-mi dau seama. Poate ceilalți vor fi niște reclamagii, dar atunci să-i schimbe pe ceilalți dacă îl reclama iurea pe ăsta. Cu tot respectul, Gorj nu este... Dacă ăsta este de vină, cum pare că se... Acum deduc eu din toate informațiile astea pe care le-am primit astăzi pe tema asta prin intermediul dumneavoastră, atunci să-l schimbe pe Salvador. A spus domnul Radu, Tudor, n-am ce să adaug, să-l ia, să-l ducă, să-l facă, asta există, mijloace administrative. Eu nu înțeleg indolența asta așa. Nici eu nu înțeleg și dacă Salvador nu răspunde, poate răspunde domnul aia, domnul... Stroie îl ține acolo, aici cred că are și primul ministru ceva de spus și pe șeful poliției ăsta e domnul ăla Tob, cam băsist așa de, nu? Șeful poliției, nu? E domnul ăla Tobă, ceva, nu? Așa, deci și Tobă ăsta numit în mandatul PDL, da. Așa, numit în mandatul PDL, deci băsist. E, îl ține și pe Tobă, îl ține acum și pe Salvador, care zice că are pile la Ponta. Cred că domnul Stroie ar trebui să se ocupe mai serios de partea asta cu poliție. Păi, Stroie s-a ocupat
probleme. Păi să se ocupe până la sfârșit. Asta eu nu, chiar nu pot să înțeleg. V-am spus, o explicație logică ar fi asta a domnului Radu Tudor cu pilele la Ponta. Ar fi o explicație logică, deci, dar, dumneavoastră ce spuneți, ar fi, de fapt? Nu, ar fi deci, grav faptul că primul ministru îl susține el spune că are relație la primul ministru. Cu tot respectul, dar el simplu spune, fapt dar rămâne că el funcție. Spune nu e suficient ca să nu fie schimbat din funcție. Da. Doamna Firea, dumneavoastră cum vedeți asta? Gorjul, dacă nu mă înșel, nu e județul care l-a făcut parlamentar pe domnul Ponta? Este nu județul este în care s-a ales Ponta. Ponta se alegea în orice județ din țara asta, nu l-a făcut. De la Gorj, deci lumea știe că Ponta e de la Gorj. Este da? Deputat de Gorj, așa, da? Dacă e candidat în Maramureș, era din Maramureș. Nu știu dacă și cu poliției Argeș se laudă cu Ponta, de exemplu. Că, da, am înțeles, nu cred că se laudă, de exemplu. Sunt indicii în uite, sensul șeful poliției se laudă cu penalti. Uite, fiecare se laudă cu cine de acolo. Fiecare se laudă cu cine îl susține. Dacă îl susține. Ține, repet, domnul Ponta, este foarte grav pentru că nu, în momentul în care ai o poliție a unui județ care nu funcționează din cauza unui ins, îl schimbi pe insul ăla dacă, nu, dacă parchetul nu îl găsește vinovat. Am înțeles. Știți care este ideea care rezultă din comentariile astea, din informațiile pe care le avem? Că Stroia ar vrea să facă schimbarea asta, că a început cu o amendă dintre astea penibilă, de 10% din salariul pentru domn. Este absolut penibil. Adică la câte grele sunt informațiile urmarea controlului făcut de oamenii lui Stroie la Gorj, să dai 10% pentru domn. Mi se pare penibil. Adică îți bați joc. Adică mai bine nu mai face nimic. Du-te acasă. Deci Stroie încearcă cât poate așa. Da? Și el ar face mai mult, dar în afară de ce a făcut, nu prea poate pentru că Ponta. Asta este ideea. Ce să spun? Care e foarte gravă. România are foarte mare încredere, așa cum știți, în biserică, în armată, în jandarmerie, în poliție și când văd astfel de cazuri, mai ales dacă ele nu au o finalitate, ori lămurirea situației și demonstrarea că nu este așa, sau consecințe în cazul în care se dovedește că așa se petrec lucrurile, vă dați seama că știrbește imaginea poliției în ansamblul său, indiferent în ce județ ar fi o astfel de situație. Ce mi se pare mie, ca profan în acest domeniu, destul de uimitor, ca să-l parafrazez pe Ioșca, avem pe de o parte nupurile de la parchet, 17, da, 17 nupuri. Mai stăm puțin și avem vreo 20, nu sunt puține, trebuie să fim sinceri. Avem, de cealaltă parte, un raport al Corpului de Control al Ministerului de Interne, care, pe de-o parte, dă o sancțiune administrativă, dar vorbește despre anumite nereguli. Și avem niște ofițeri de poliție care nu insistă tot pe calea parchetului dacă faptele sunt penale, ci merg la Parlament, unde este un mediu politic. Și deja transferăm discuția de la armată, de la grad, da, de la Ministerul de Interne, către un mediu politic. Eu mi-aș dori foarte mult ca domnul Caragea în această seară și fac apel la dumnealui să intre în legătură directă cu dumneavoastră, măcar să dezmintă sau să spună ceva legat de faptul că se folosește sau nu se folosește, poate îi se pune pe seama sa, de numele premierului. Pentru că nu este normal să rămână în ochii opiniei publice, cei mulți telespectatori pe care aveți impresia, că primul ministru, care da, știm foarte bine că are și atât de multe treburi, ar proteja un șef de poliție pe un comisar sau pe altul. Deci este anormal și eu l-aș ruga pe domnul Caragea scurt să intre prin telefon și să ne spună, da, domnule, am spus, am greșit, îmi pare rău, mea culpa sau este ceva folosit de dușmanii mei împotriva mea să mă defăimeze și să-mi grăbească plecarea. Dar atât ar mai cât lucrurile rămân așa neclare, bineînțeles că lasă loc de speculații, de zvonistică, de interpretări și noi suntem aici în platou da, și cum, ne bine, uităm să, cu imire la Ghișe această râde. Derulare de ce zâmbiți, domnul Ghișe? Informații. De ce ministrul dumneavoastră, domnul Stroie, care a avut curajul să scrie așa ceva într-un document oficial pe care l-a trimis Parlamentului României, domnule, n-are curajul până la capăt? Căci n-are curajul până la capăt, cum bine spunea domnul Ciuvică, încercând să zică, domnule, dar la ministru de interne. Noi știm acum că asta e o ecuație politică în care fiecare cu fiecare, înțelegeți? Și domnul Salvator Caragea s-ar putea să reziste mult și bine în sistem, pentru că fiecare e cu fiecare. Pentru că Stroie e PNL, pentru că Ponta e PSD, pentru că Salvator Caragea e din Gorj, pentru că liberalii vor să fie în continuare la mâncărica
asta caldă de la guvern și așa mai departe. Deci de ce nu face ministrul Stroie pasul până la capăt, dacă lucrurile stau așa cum a spus corpului de control? Sigur că ar trebui să vă răspundă direct ministrul Stroie, care presupun că dacă îl sunați, răspunde. Dar dumneavoastră, dacă ați... Haideți să... Stați că vă spun și eu o părere, m-ați întrebat de ce am râs. Da, spuneți și apoi să vă spun de ce am râs. Nu mai presupuneți greșit, vă rog eu frumos. Am râs pentru că doamna senator Vrânceanu Firea o admir foarte mult ca politician, pentru că domnia sa, și spun aici de față, dacă vreți spun și în Senat, în calitate de jurnalist înainte era mult mai incisivă decât este acum ca diplomată, ca politician. Și vi se pare... Este mult mai principială, nu, și... Vi se pare o surpriză? Ca jurnalist, nu, ai datoria să adresezi întrebări, nu, ca om politic ai o responsabilitate și faptele și vorbele tale creează și determină consecințe. Da, nu spun că ale unui jurnalist, nu. Dar e de datoria unui jurnalist să întrebe până în pânzele albe. Acum n-am fost jurnalist. Dar înțeleg că nu era o critică, nu, făceați un compliment. O am înțeles. Era o ironie. În privința abordării principiale și elegante. Domnului, și depășiți momentul acesta, că lucrurile sunt grave. Nu știu dacă înțelegeți. A câștigat timp. Nu știu dacă înțelegeți ce vă spun. Nu știu dacă înțelegeți. Un șef de poliție județeană zice corpul de control al ministrului dumneavoastră presează oamenii de afaceri să-i dea șpagă, domnule. Despre ce discutăm? 8 ani am fost primar la Brașov. Ce credeți, înțeleg? Nu știu dacă înțeleg. Și de 23 de ani mă ocup de politică. Răspundeți-mi la întrebare, vă rog frumos. De ce nu faceți Stroie mișcarea până la capăt? Dar eu sunt purtător de cuvânt al lui Stroie. V-am zis, sunați și vă răspunde. Corect. Dar să vă spun un punct de vedere. Nu răspunde domnul Stroie. Presupun că de-aia m-ați invitat să-mi exprim un punct de vedere personal. Presupuneți greșit. Deci domnul Stroie nu răspunde. Lucrurile sunt mai simple decât par. Vă pun o întrebare. Prunoastră, ca jurnalist cu multă informație. Ce s-a întâmplat cu acea anchetă privind vilele șefilor de poliție? Nimic. Deci poliția este o castă specială. Ei se cunosc două generații în față și două generații în spate, pentru că toți din țară absolvă aceeași școală și ei sunt și o familie în același timp. Ar trebui să întrebați pe inspectorul general poliției române. Domnule, este un subaltern. Că domnul Stroie e politician, domnul Ponta e politician. Atunci ar trebui să ne spună specialiștii din domeniu. Acolo, anual, se fac bilanțuri la inspectoratele județene de poliție. Reclamațiile pe o structură militarizată se fac în ordine ierarhică. Deci este imposibil ca să se fie ajuns la Parlament înainte să se ajungă la Inspectoratul General al Poliției. Dom'le, numai, deci numai, păi, nu, dacă numai ce? Voastră... Păi asta este ordinea firească a lucrurilor, ce vă spun eu. Acolo este o problemă de management la nivel de IGPR. Deci Inspectoratul General al Poliției are o problemă de management a resurței umane. Pentru că inspectorii șefi sunt numiți de către ministru, dar cu acordul IGP-ului. Întrebare. Ce raport are IGP-ul asupra acestui domn? Poate că domnul e de bună credință și subalternii sunt defecți. Că sunt zeci de plângeri, ziceți. Nu? Iar IGP-ul la vremea asta, în mod sigur, are niște evaluări pe perioada din urmă. Un an, doi, trei. Și atunci, la aici trebuie să ajungem. Nu, domnule, haideți să scurtăm drumul. De ce să scurtăm drumul. Păi să scurtăm drumul și să spunem oamenilor că practic s-au plictisit de explicațiile dumneavoastră, care e drept. Dar sunt de ce faceți această apreciere? Păi fac aprecierea asta dintr-un singur motiv, domnul Ghișe. Pentru că nu aveți o răspundere directă, dumneavoastră, legat de cazul ăsta. Dumneavoastră, politic puteți aborda subiectul ăsta și l-ați abordat politic. Ați încercat să găsiți niște sincope în sistemul ăsta. Da, sincope care, din cauza cărora, uite, se întâmplă ca un om... Mă rog, controversat să rămână la conducerea unei instituții. Problema este alta. Problema este că oamenii sunt deștepți și înțeleg așa că domnul Salvador Caragea, dacă face și nu mint ăștia de la corpul de control al lui Stroie, și nu cred că mint, așa cred eu, că nu mint, înțelegeți? Este susținut politic acolo, șef peste poliția Gorj. Despre asta este tot vorba. Ce se poate, da. Este și... o frăție între PNL-ul care se face că îl controlează și PSD-ul care se face că nu îl protejează. De fapt, despre asta este vorba. Ori dacă dumneavoastră vreți să fiți înțeles într-o țară în care șeful poliției să vină să vă spună ia actele la control firma lui Ioan Ghișe și vă țineți sub control până vă moare afacerea, eu n-aș vrea să trăiesc în țara asta, pe scurt. Robert Vereș, concluzia ta care este? Evident că sunt mai multe posibilități aici, pentru că trebuie să luăm în considerare, așa cum a spus și doamna senator Firea, faptul că sunt acolo 17 plângeri penale soldate cu NUP-uri. Așa scrie aici.
Ar trebui să vedem dacă aceste NUP-uri au fost date toate de același procuror sau sunt mai mulți procurori, pentru că... Date toate de parchetul de pe lângă curtea de apel parchetul, Craiova. Dar cine? Că la parchetul ăla poate să fie un singur procuror care să preia toate cazurile respective și să dea în bandă rulantă pentru că eventual se știe cu acest domn. Asupra căruia fac o singură observație așa de la distanță, că nu m-am ocupat personal de caz, doar ce am mai citit și eu prin presă despre cazul ăsta. Se poate observa, dacă vă uitați la domnia sa, atitudinea. Adică atunci când ești un ofițer de poliție care ai o anumită prestanță, nu poți cașcheta, ca să zic așa, într-o parte. O porți militărește, frumos, riguros. Nu, e într-o parte pentru că stă cu capul. Te închei. Cașcheta e bine, nu se vede că este înclinată bine înspre... E un moment de veselie. Da, nu. Deci... Asta mi-arată, dincolo de zâmbet și de privire, și așa, nu analizez din punct de vedere fizic, că intrăm în alte chestii, dar din punct de vedere al rigurozității, al prestanței, mie mi se pare ceva de plasat. Dar, ok, terminăm cu chestia asta și spun așa. Există două tabere în mod clar acolo și ar trebui ca cineva, dacă tot discutăm de premierul Ponta, a trimis, așa cum a trimis un corp de control la Cluj, atunci când s-au limpezit apele în cele din urmă și a fost destituit acel comisar șef ajunct, deși din punctul meu de vedere e o întreagă încrengătură acolo și n-a fost suficient acea mișcare pentru a se limpezi apele, dar să spunem, s-a dus corpul de control la Cluj, a constatat acele nereguli în urma faptului că un agent de poliție și-a amendat șeful și a fost după aceea mătrășit scurt. Așa? Și acum revenim la cazul nostru. Aici avem două tabere clare, da? Deci, pe de o parte, polițiștii care își acuză șeful. Și oamenii de afaceri de acolo, din Gorj, care și oamenii de afaceri, și corpul de control, întreg, da? Care spune ce spune și, atenție, exact așa a spus și corpul de control al primului ministru, dar atunci, vă aduc aminte, că a recomandat, ar fi recomandat, eu știu, chiar și arestarea respectivului personaj, doar că între timp faptele nu așa fuseseră prescrise. Acum, în cazul ăsta, nu cred că putem vorbi de prescrierea faptelor, cred că sunt foarte clare, cred că pot fi cercetate încă o dată și o a treia opinie va spune foarte clar unde este adevărul în această chestiune. Da. Am adus aminte ce spunea domnul Bublec, că l-a ținut. Mulțumim, Ioșca, pentru intervenția ordinea zilei. Păsa și Igaș. Ingaș, să citești. Ingaș. Se citește Ingaș. De la branconaj. Ah, am înțeles. Nu înțeles să despre ce e vorba. Ei, și domnul Igaș l-a ținut în funcție pe ăsta. Deci mă gândesc că o fi avea pile mai extinse. Că pe vremea lui Igaș nu cred că tot Ponta îi punea pile la Igaș. Foarte probabil, nu știu. E faptul că vehiculează numele primului ministru, oricum e neregulă pentru un ofițer de poliție. Păi ar fi un motiv în plus să-l demită mai repede. Exact. Pe domnul Salvador. Bine, o să urmărim cu atenție și acest caz. Poate l-o chema domnul Dobrizoi la comisie, că în felul acesta lucrurile, știți cum este, se mai conturează așa, că înțeleg că trebuie să se contureze foarte bine ca un personaj de tipul lui Salvador Viorel Caragea să plece din sistem. Apropo, e doctor și domnul Caragea. E doctor, e de anul ăsta și-a dat și doctoratul. În ce? Știți cum este? Doar atât vreau să vă spun și apoi un mesaj important. Și dacă era rudă cu premierul, pe domnul Salvador Caragea trebuia să îl ia cineva totuși sub lupă, să vadă ce-i cu el. E prea mare tamtamul la Gorj. Dar